Hei, salutator aici, GameBreak, și bine vă găsesc cu un nou episod de CSGO. Om, vedeți, nu jucăm niciun CSGO, deci... Oare este un episod de CSGO? Da, este. Astăzi am să fac un tutorial despre CSGO, după cum am promis, despre FPS Boost. Cum să aveți mult, mult mai multe FPS-uri în joc. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like pentru acest... minunat tutorial în care am să vă arăt cum vă puteți crește FPS-ul semnificativ. Deci FPS-ul în CSGO va crește undeva aproximativ pe la 80 de FPS-uri în plus, iar jocul se va simți mult mai smooth, așa, mai ca lumea, merge mai bine, nu mai aveți lag aproape deloc. Chestia asta merge merge pe orice PC, dar pe, zic, dacă aveți un calculator cu procesor Intel Celeron sau Intel Pentium, nu o să aveți diferențe mari, poate puțin 10 FPS-uri, poate și mai puțin, poate chiar deloc. Și hai să vă explic ce trebuie să faceți pentru a avea câte multe FPS-uri. Un prim pas este să intrați în Start, dați click și scrieți MS config și dați enter. Aici aveți această fereastră. Acum intrați în boot, advanced options, și aveți aici number of processors. Voi aici o să aveți ceva de genul ăsta. Voi când o să intrați, o să aveți această fereastră așa. Ce face chestia asta? Deci nu vă strică procesorul, doar vi-l face să meargă la, cum zic, toată capacitatea lui. Adică procesorul nu merge un sfert, nu merge nici mai puțin de un sfert. Vă ajută procesorul să funcționeze cât mai bine, și cu toate astea va merge și calculatorul un pic mai bine. Deci jocul va crește, zic așa, FPS-urile în joc vor crește semnificativ. Deci când intrați aici o să aveți așa fereastra asta. Dați bifați pe number of processors, dați bifat și aici alegeți ultima care aveți. De exemplu, eu am quad core și am 4 core-uri. Cei care au dual core aleg 2 și cei care au octocore sau cine știe cât mai mult, alegeți 8, 16, cât 100, cât aveți voi. Deci el default așa este pus pe 1 și e debifat. Voi trebuie să bifați și dați pe ultima care aveți. Eu am pe 4 și dau OK și după asta dați apply și OK. După asta aveți așa un mesaj în care trebuie să dați restart la PC. Eu nu am să dau restart pentru că setarea asta o aveam, deci mie nu mă ajută cu nimic. Deci voi, după ce ați făcut această setare, dați restart. După ce ați dat restart la PC, cel mai bine este să verificați dacă s-a produs o schimbare. Intrați iarăși în MS config, iar aici intrați iarăși la boot, advanced options, și trebuie să aveți bifată number of processors, bifat, și trebuie să fie selectată ultima opțiune care o aveți voi aici. Deci la mine este tot ok, iar acum se vă prezintă al doilea pas pentru un FPS extraordinar de bun. Al doilea pas trebuie să intrați în Start Task Manager, intrați în Start Manager, iar acum intrați la Research Monitor, dați click, ieșiți din Task Manager, iar aici aveți în dreapta procesoarele, chestii, date, nu știu ce se întâmplă aici, dar ce trebuie să faceți voi este foarte ușor. Voi aici în dreapta o să aveți toate core-urile, deci aveți quad core, dual core, în fine, nu intru în detalii. Voi să aveți genul CPU 0, și mai jos o să aveți CPU 0 parked, CPU 1, CPU 1 parked, în loc de, o să aveți încă o copie a CPU-ului și o să fie o liniuță și o scrie parked. Ce trebuie să faceți voi pentru FPS bun? Intrați pe acest site, o să aveți linkul în descriere, deci nu vă faceți nicio problemă. Intrați pe acest site și acum dați aici jos și în stânga aici aveți download application, dați click și se descarcă. Eu nu o mai descarc pentru că o am deja aici. După ce ați downloadat aplicația, dați dublu click, intrați în ea și aici aveți unparked cpu.exe, dați dublu click
și se va deschide un mic program, să zic așa, iar acum tot ce trebuie să faceți este să dați check status. Acum aici nu știu ce face, caută el, registri chestii, nu mă percep prea bine, dar cum acum se caută aici chestii și vă apărut aceste date. Acum nu știu ce trebuie să faceți. Voi o să aveți ceva de genul ăsta. Deci voi să aveți manage CPU chestii. Deci o să aveți la fel, doar că aici la valoare și la status o să scrie 100 și status park. Voi acum trebuie să dați, nu selectați nimic, dați pur și simplu unpark all. Dați click și iar acum iară durează până se fac acele modificări. Și durează în funcție, tot cum am mai spus, de PC. Mie, la mine durează mai puțin pentru că eu am făcut deja setarea și ați văzut, a durat foarte puțin, la voi posibil să dureze câteva minute. După ce ați terminat, dați X și da, cam asta este tot. Pentru a verifica iarăși, vorbim de verificare, pentru a verifica dacă totul este ok, intrați în start și scrieți regedit, registry edit, ceva de genul, aveți, da, registry editor. Acum o să zicea de genul ăsta, dați la edit și find sau dați control F, iar acum trebuie să scrieți acest cod, veți avea iarăși codul acesta în descriere, deci nu vă obosiți să-l copiați, iar acum îmi caută registri. Acum, ca să verificați dacă totul este ok, trebuie să vedeți niște valori. Acum el caută, acum caută. Hai mă, da, poate găsești o azi. Da, durează destul de mult să caute registri pentru că sunt foarte mulți și da, am găsit. Acum aveți aici value, max value, max value min. Valoarea maximă și valoarea minimă. Cum aveați în acel program valoarea 100, acum veți avea 0. Deci ca să verificați, aveți aici în paranteza asta, este 0. Și dați X, nu trebuie să mai faceți absolut nimic. Eu acum nu am să mai intru în CSGO pentru că nu are rost. FPS-ul oricum o să crească cu vreo 100, nu chiar 100%, dar 80, zic așa, 80 o să crească la majoritatea FPS-ul și o să se miște mult mai bine. Deci față de primul episod care l-am făcut despre FPS Boost cu acele setări în Steam, Launch Options și pentru cei care au Nvidia, placă video Nvidia. Acum am venit și cu a doua variantă pentru toți. Deci aceasta este o variantă mai universală, zic așa. Și o să vă ajute foarte mult aceste două opțiuni care le-am făcut. Și voi să-mi spuneți în comentarii dacă merge mai bine CSGO și în general PC-ul. Ajută și PC-ul puțin, dar mai mult jocurile o să meargă mult mai bine. Nu doar CSGO, cam toate jocurile. Deci cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Sper să fi fost de folos și sper să fi înțeles toți pașii. Dacă nu, mă întrebați și am să vă răspund în secțiunea de comentarii, am să vă spun încă o dată ce trebuie să faceți dacă nu ați înțeles, dar eu cred că am făcut un tutorial mai detaliat și da, sper să vă placă episodul și dacă vreți cât mai multe tutoriale, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost David, asta v-a strigat de obicei și ne vedem la un nou tutorial. Bye, bye! We'll be right back.